Bun venit din nou la canalul nostru de YouTube. Eu sunt Laurențiu, ea este Alexandra, suflete gemene în Uniunea Armonioasă, studenți al lui Jeff și Shelia și Ascension Coach afiliați cu Twin Flame Universe. În acest videoclip vrem să vă întrebăm dacă ați fost vreodată nervos sau nervoasă pe sufletul geamăn sau pe orice fel de altă persoană, merge și așa, dar să zicem acum pe sufletul geamăn. Ai fost vreodată furios, furioasă, mânios sau mânioasă sau supărat doar în general pe sufletul tău, geamăn? Probabil că da. Știm cum este. Știm cum este, da. Avem compasiune pentru voi. Știm prin ce treceți. Așa că am vrea să vă arătăm această metodă prin care puteți să aveți pace cu sufletul vostru, geamăn, și cum să traversați aceste sentimente mai tumultoase care pot să apară în relația cu sufletul geamăn. Exact. Și am și vorbit de exercițiul pe care o să vi-l descriem acum în celelalte videoclipuri și am spus că o să facem un videoclip ca să vă arătăm cum da. Se face. Și acum este momentul. Mm-hmm. Bun. Și în primul moment aș vrea să vorbim așa puțin despre ce e furia, ce înseamnă să fii mânios sau nervos sau nervoasă, supărat, supărată. La furie, în special, când vorbim de furie, aș vrea să vă invit aici să vedeți că este ca un fel de sistem de apărare pe care îl avem, o reacție de apărare, pentru că avem un sentiment foarte sau o emoție foarte intensă și nu știm cum să o procesăm, nu știm ce să facem cu ea și atunci devenim furioși sau nervoși. Furia sau nervozitatea în sine, această nervozitate, nu sunt cauza sau problema principală pe care vreți să o abordați cu exercițiul eglinzii, ci de obicei sunt niște sentimente puțin mai profunde, care sunt de abordat. Probabil niște tristețe, probabil niște frici pe care le aveți. Indiferent de ce este, totul se poate vindeca cu exercițiul oglinzii. Exact. Bun. Și ceva ce mai vreau să menționez aici, cum o zicea că când ești furios sau furioasă, doar un sistem de apărare, îi pur și simplu te blochezi în a simți ce simți cu adevărat. Și asta este ce se întâmplă și când ești mânios, doar trebuie să simți ceea ce simți cu adevărat. Mm-hmm. Bun. Și este de obicei alt sentiment. Și cu asta vrem să vă încurajăm și să vă zicem că este absolut în regulă să ai sentimente. Este foarte în regulă să fii supărat, să fii trist, să experimentezi aceste emoții mai tumultoase și poate negative, cu conotație negativă. Vrem să vă spunem că este absolut în regulă dacă ați simțit vreodată sentimente de acest gen. Da. Și vrem să vă arătăm acum cum puteți să aveți pace când experimentați un asemenea moment. Da. Un asemenea sentiment. Și aici putem să luăm, o să luăm un exemplu clar ca să vă trecem prin cei 4 pași ai exercițiului oglinzii. Și o să avem probabil un exemplu. Vrei să găsești un exemplu? Da. Ok, găsești tu un exemplu. Bun. La primul pas e să afli ce te supără. Da. Trebuie să spui cum ar veni ceea ce te supără, trebuie să fii clar sau nu neapărat să spui, dar să fii tu clar care, ce te supără, ce te deranjează, ce te face nervos sau nervoasă. De exemplu, mă simt supărat că Alexandra nu mă bagă în seamă. Mm-hmm. Foarte bun exemplu. Da. Este clar că este un upside de-a meu, este un... Da, tu ai o supărare, tu te simți prost în legătură cu faptul că, de exemplu, eu nu te bagă seamă. Exact. Da? Așa, să zicem. Bun. Asta este pasul 1. Da. Și aici este regulă să stai și să simți asta. Da. Și poți să stai aici un pic, doar ca să înțelegi că în regulă să simți, cum am zis înainte, dar după aia trebuie să treci de la
pasul 1 la pasul 2. Da. Care pasul 2 trebuie să inversăm pronumele. Da, toate substantivele și pronumele în așa fel încât propoziția să nu arate spre altcineva, ci să arate spre noi. Da. Deci eu sunt supărat pe Alexandra că nu mă bag în seamă. Eu sunt supărat pe mine că eu nu mă bag în seamă pe mine. Și după aceea o să mă simt, poate o să vă simțiți așa un pic mai, dar nu mă simt prea bine, nu sună bine, nu are logică, dar cum eu să fiu supărat pe mine, că supărat pe persoana asta, dar nu pe mine? Și o să încercați să găsiți motive, dar trebuie să stați aici, în punctul ăsta, ca să luați responsabilitate legată de sentimentele pe care le aveți. Și odată ce luați responsabilitate și vedeți, ok, eu îs supărat pe mine pentru că eu nu mă bag în seamă pe mine. Și cum mă las să mă simt asta, zic, bine, pot să văd cum aș putea să fac asta. Asta e cumva pasul al treilea, care îl faci imediat după ce, să zicem, întorci această propoziție. Stai să vezi, este adevărat? Este adevărată această propoziție întoarsă, ca să zic așa? Și anume, cum era? Eu sunt supărat. Eu sunt supărat pe mine pentru că nu mă bag în seamă pe mine. Da. Și este adevărat, există vreun moment, poți să și vezi, există momente în care nu mă bag în seamă, nu trebuie să mergi foarte în detaliu, pentru că ideea în acest exercițiu este că da, mereu va fi adevărat această propoziție, pentru că tu simți acea supărare, tu simți acel sentiment negativ și astfel el te afectează pe tine. Exact, și în momentul în care faci exercițiu și ajungi în punctul ăsta, poți să dai seama că nu trebuie să aștept, sau de exemplu, în exemplu ăsta, nu trebuie să aștept pe Alexandra să mă bagi în seamă, pot eu să-mi dau seama unde nu mă bag eu pe mine în seamă, din cauza că noi suntem suflete gemene, dacă ea nu mă bagă în seamă și eu vindec această supărare în mine, după o să se reflecte vindecarea la acest blocaj în ea și o să mă bage în seamă. Da. Dar nu fac asta doar ca să mă bage în seamă, fac asta ca să mă simt eu mai bine acum. Da. Dar hai să trecem de la pasul 3, în care eu am spus că da, este adevărat că eu mă supăr pe mine că nu mă bag în seamă pe mine. Trecem la pasul 4 și caut partea din mine care se simte așa. Ce înseamnă asta să caut partea din mine? Înseamnă pot să-mi imaginez sau puteți să vă imaginați cum ar fi pe voi, ca și corpul vostru, dar care se simte în felul acela. Da, și aici trebuie să faceți un pic de joc de imaginație și să și vă conectați cu acel sentiment din voi. Pentru că când ajungi în acest punct, ai un anumit sentiment, o anumită emoție care vrea, cum ar veni, să fie simțită. Și invitația aici este, de obicei, când ajungi în acest punct, să închizi ochii ca să poți să te concentrezi mult mai bine pe sentimentele tale și să te concentrezi, cum ar veni, pe inima ta, pe spațiul acesta din jurul inimii, pentru că aici sunt sentimentele. Gândurile sunt în minte, cam în cap. Nu vrem să fim în cap în acest exercițiu, vrem să fim în sentimente și de aceea trebuie închidem ochii ca să mai, cum ar veni, luăm din stimuli, știi, care ne pot să ne facă mintea să fugă în direcții. Închidem ochii, ne concentrăm pe inima noastră și putem să ne imaginăm cam cum ar arăta acea parte din noi care simte acea supărare. Deci că nu mă bag pe mine seamă. Da? Cum ar arăta? Și puteți să vedeți poate o versiune care arată ca și dumneavoastră, doar copil sau adolescent sau poate chiar și adult. Nu contează. Poate, de exemplu, să fie să plângă, să fie supărat sau supărată, tristă sau orice fel, acea parte din voi. Și atunci voi doar să vă imaginați această parte, cam cum ar arăta. Și în momentul acela, mai departe, începe procesul, cum ar veni, de vindecare, în care interacționați cu acea parte din dumneavoastră și o întrebați sau îl întrebați de ce are nevoie ca să se simtă iubit sau iubită. În acest moment. În acest moment.
Și probabil pe exemplu care l-am dat cu ajungem să vedem acea parte din noi care nu se simte băgată în seamă, și probabil va dori să fie băgată în seamă, să zicem. Da. Da, atunci poți să faci o alegere că da, aleg să mă bag în seamă aici. Aleg să-i ofer atenție acestei părți din mine, pentru că după aceea asta înseamnă, îmi bagi în seamă, să ai atenția cuiva, atunci tu îți oferi ție această atenție de care ai nevoie. Da, și poți să mai întreb ce altceva mare nevoie dacă încă nu se simte complet completă. Poate o să vreau îmbrățișare, poate o să zic că vreau iubire, vreau apreciere, vreau acceptare mai multă. Da, vreau să mă simt acceptată sau acceptat, vreau să mă simt iubită, vreau să fiu apreciată sau apreciat, vreau să fiu, nu știu, vreau să am un angajament. Angajament, da. Angajament. Vreau să mă simt în siguranță. Vreau să mă simt în siguranță, da, vreau să știu că totul va fi bine, vreau să știu că totul este bine, deci vreau un fel de, da, doar un fel de asigurare. Asigurare, dacă totul este în regulă. Da. Și aici poți să, aici depinde de ce fel de supărare ai. În principal, tot ce ai nevoie la acest pas este iubire. Dar gen, toate lucrurile acestea, gen siguranță, acceptare, sunt cum ar veni diverse arome de iubire, ca să zic așa, îmi place mie să le numesc. Și atunci stai cu acea parte, vezi tot ce are nevoie, îi dai tot ce are nevoie, îi dai iubire, îi dai acceptare, îi dai atenție, îi dai siguranță, absolut tot ce are nevoie aici. Și când știi că acest exercițiu este gata sau când poți să te oprești cum ar veni acest exercițiu, este momentul în care tu ai un dialog cu acea parte. Ce ai nevoie ca să te simți iubit sau iubită? Asta. Îți dau. Ce ai nevoie? Mai ai nevoie de ceva? Cum te simți acum? Păi mă simt trist și aș vrea să fiu mai fericit. Vreau niște fericire. Ok, ia niște fericire. Sau de ce ai nevoie ca să fii fericit? Niște jucării. Ia niște jucării. Fie să ai o conversație cu tine în acel spațiu, cu acea parte din tine. Și când ai terminat, e în momentul în care partea aceea din tine se simte complet fericită sau fericit, pașnic sau pașnică, iubită sau iubit în totalitate și nu mai are nevoie de nimic altceva. Exact. Și asta poate să se întâmple, gen, poate trebuie să stai foarte mult timp la un moment dat ca să faci asta. Ai găsit o parte și are nevoie de o grămadă de chestii. Eu în regulă, stai acolo și dă-ți acordul să îți oferi toate aceste lucruri ție. Apoi, poate câteodată ai nevoie doar de un pic de iubire și s-a terminat. Nu mai ai nevoie de nimic altceva. Exact. Numai aici e important să-ți dai seama că și ea când a zis să-ți oferi jucării, nu fizice, pur și simplu în interiorul tău, da, să-ți oferă. Da, să-ți imaginezi ca și cum ți-ai da, gen, o cutie cu jucării în acele părți din tine. Exact. Nu trebuie să mergi și să cumperi jucării sau ceva de genul acesta. Da, vreau să menționez, să fim siguri că da, asta exact. Se înțeleg. Și în același timp trebuie să-ți dai seama când te întrebi de ce ai nevoie în acest moment ca să te simți iubit, iubită, e foarte important să întrebi ce ai nevoie acum, nu ce ai nevoie, că poate o să ai niște răspunsuri. Am nevoie de sufletul meu geamă să vin aici, sau să fie în felul ăsta, sau să fac asta, sau am nevoie ca șeful meu să-mi dea o mărire de salariu, sau am nevoie de tot felul de chestii de genul ăsta. Alea nu sunt cu adevărat ce ai nevoie. Uh-huh. Ce ai nevoie e pe ce am explicat înainte. Deci e un lucru interior și poți să mergi un pic aici mai în profunzime, că și dacă, să zicem, am nevoie de șeful meu să-mi dea o mărire de salariu aici, de fapt, dar de ce ai de mâine de fapt, știi, pentru că tu nu ai nevoie de șeful tău să facă ceva, nu ai nevoie de bani, da? Și tu poți să-ți oferi ție banii sau abundența înăuntru tău. Nu trebuie să aștepți asta. Sau trebuie să vezi de ce anume vrei banii aceia de la mărire. Poate vrei pentru să te simți mai în siguranță, să simți că ai mai multă libertate în viața ta și atunci dacă tu îți dai libertatea necesară acolo, o să manifestezi mai mulți bani din cauza că te simți mai liber să faci asta. Da. Sau dacă vrei, de exemplu, să fie sufletul tău geamă cu tine aici, aceasta, acum, să fie aici.
ok, ce înseamnă aia? Dacă ar fi aici, ce ar însemna? Te-ai simți iubit sau iubită? Ai simți că ai nevoie de îmbrățișare sau de un sărut? Ce ai nevoie exact? Știi, ce înseamnă ca prezența lui fizică acum? Ce reprezintă? Și poți să mergi să vezi ce reprezintă și să-ți oferi acel lucru, pentru că tu aia vrei de fapt. Vrei poate îmbrățișare, vrei poate niște confort, vrei, nu știu. Da, pur și simplu îți dorești ceva ca să te simți acum mai bine. Iubit, da. Da. Și odată ce ai terminat acest exercițiu și te simți pașnic cu tine, poți să alegi să integrezi partea asta din tine, să poți să-ți imaginezi că îmbrățișezi această parte din tine și pur și simplu lași partea asta din tine să devină una cu tine. Să se contopească. Să se contopească cu tine. Și în momentul ăla ai terminat exercițiul oglinzii și ai ajuns la pace. Da. După aia, dacă mai apare ceva, te pui din nou să faci pașii de la început. Da. Și tot faci acești 4 pași până ajungi să te simți iară bine și integrezi partea din tine, o contopești cu tine și atunci te simți iară mai pașnic și, sau pașnică. Da. Deși recomandam, dacă faceți acest exercițiu pentru prima dată și nu sunteți foarte obișnuiți, nu trebuie să mergi neapărat imediat, știi, faci exercițiu odată și mergi și te relaxezi sau faci altceva. Pentru că trebuie să te obișnuiești cum ar veni, cum e să faci acest exercițiu. Și este ca un fel de exercițiu normal, dacă e să faci un exercițiu fizic, nu te dai o tură de stadion și după aia mai dai încă una și după aia mai dai încă una și după aia mai dai încă una, că nu te simți bine. Trebuie să crești în acest lucru gradual, dacă vrei să începi să faci din ce în ce, în ce mai mult. Exact. Da, să ai un fel de antrenament, ca să zic. Da. Și exercițiul ăsta este foarte benefic, nu doar cu sufletul tău, geamăn, dar cu viața ta în general, ca să te simți bine acum, dar în subiectul de astăzi care îl avem noi, cu sufletul tău, geamăn, te ajută să te simți bine acum și să nu aștepți să te facă sufletul tău, geamăn, să te simți bine. Mm-hmm. Și odată ce, de exemplu, în exemplu nostru, odată eu ce mi-am dat destulă iubire și m-am contopit cu partea din mine, odată ce s-a simțit pașnică, nu mai am nu mai am nevoie de ea ca să-mi ofere acel ceva și o să vină natural de la ea atenția pe care o doresc. Mm-hmm. Da. Pentru că el acum are acea atenție înăuntru lui și mie îmi va veni natural să îi ofer această atenție, să zicem. Da. Să mai dau un exemplu aici, e ca și cum eu aș fi Alexandra, dă-mi atenție. Alexandra, dă-mi atenție. Am nevoie de atenție. Nu o să se simtă bine. Dar în momentul când eu deja am atenția necesară și nu mai caut asta, ea pur și simplu o să-mi dea atenția, pentru că nu mai este nervant. Da, nu mai... Și bine ai zis-o. Mulțumesc. Da. Bun. Da. Bun. Păi, eu mă simt complet. Da, acestea sunt cei 4 pași ai exercițiului oglinzii. O să vă mai oferim mai multe resurse și în descriere de jos, ca să mai aprofundați. Da? Puteți să ne scrieți în comentarii dacă aveți întrebări sau nelămuriri în legătură cu acest exercițiu. Și dacă aveți nevoie de ajutor personal în a face acest exercițiu, puteți să vă programați o consultare gratuită cu noi, în care vă putem ajuta să faceți acest exercițiu și să vedeți cum este să faceți acest exercițiu. Și vă putem ajuta mai mult. Exact. Dați like și abonați-vă la canalul nostru de YouTube dacă doriți mai multe subiecte de genul acesta și noi vă mulțumim pentru vizionare și ne vedem în următorul videoclip.